Salutare, prieteni, sunt X-Breaker, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu FCSB. Haideți să vedem calendarul competițional, nu avem voie să mai greșim, avem cu viitorul, după, vine meci greu cu Craiova, Sepsi, CFR și Dinamo, iar finala cupei cu cei de la FC Argeș, va fi o nebunie totală. Rămâne însă de văzut ce vom face. Trebuie să fim foarte, foarte atenți cu viitorul. Nu avem voie să greșim. Cristea eliminat, intră, îl bat pe Bălașa, clar. Asta să vedem ce modificări am mai putea aduce în echipa noastră. Îl pun și pe Olaru aici. Cam așa vom juca. În fața celor de la Viitor nu ne permitem să comitem erori, așa că jucăm cu echipa de bază împotriva celor de la Viitorul Constanța și haide să vedem ce va ieși Viitorul Constanța, echipa aflată pe locul 6. Greu pentru Viitorul să mai facă ceva. Suntem favoriți, dar rămâne de văzut ce vom face. Avem în imagine pe Romario Benzar, 30 de ani, fundașul nostru dreapta. Haideți să vedem dacă vom reuși să nu primim gol în acest meci. La Viitor, o echipă bună, o echipă periculoasă, antrenată de Mircea Rednic. Trebuie să fim atenți, cu capul pe umeri, chiar dacă Viitorul nu traversează o perioadă excepțional de bună, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Joacă pe propriul teren și este extrem, extrem de periculoasă. Panțărul ține mingea în teren, Radu Ștefan. Mai departe la Nedelcu, bine, pleacă acolo Denis Man și nu e offside, ba da, este offside la Denis Man. Acum vine meci cu Craiova, iarăși un meci extrem de greu pentru noi. Dar să vedem până atunci ce vom face în meciul ăsta cu Constanțenii. Lucase întrece de Bălașa, Lucase intervine bine acolo, Lazar, da, așa da, bună intervenția golkeeperului nostru, ne-a salvat de această dată. Aici recuperează bine Răzvan Marin, pleacă Coman, pleacă Mbappé de România, iată-l și pe Denis Man acolo, foarte bine Denis Man văzut de Coman, Denis sperăm să nu rateze și nu ratează. În duel 1-1 cu Camus, Denis Man îl învinge pe acesta și este 1-0, da? 1-0, bună pasa lui Florinel, dar cât de bine a venit lansat Denis Man. Avem 1-0 în deplasare la Constanța și asta e bine. Asta e bine, îi vedem pe fanii constanțeni dezamăgiți. L-a scăpat acolo din marcaș pe Denis Man, ce eroare! Căbuz n-are ce să facă, iar Denis Man marchează golul cu numărul 7 în Liga 1, ce puține. Acesta la Romario Benzar, avansează Romario Benzar. Vine Alibec, vine la pasă, mai departe pentru Păun, în fața lui 2-0, Păun! La prima atingere de balon, Alibec și Păun reușesc să facă faza golului 2, da? Înscrie rapid după pauză, 2-0, ne mărim avantajul pe tabela de marcaj și asta este bine. Viitorul, nu știu dacă mai poate să intervină cumva în partida asta, nu știu dacă mai are vreo șansă, da bă da, așa da, așa da. Reușim să facem 2-0, Alexandru Păun într-un 48, al treilea gol în Liga 1, puține goluri și pentru el, dar nu mai contează. Va fi un play-off incendiar, rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo cu Dinamo, ce va face. Nu va fi ușor pentru dinamoviști, lupta la titlu se va da până în ultima etapă, cred eu, atunci când vom avea cu Dinamo meci decisiv. Cum ar fi ca meciul ăla să fie decisiv în lupta la titlu, o nouă șansă pentru noi, din nou Denis Man. Denis Man pentru Olaru poate să marcheze și el, ratează, impresionantă ratarea lui Olaru. Păcat, șut cu exteriorul, șut greșit, un șut totul slăbuț al lui Olaru, mă așteptam mai multe, dar nu-i nimic. La 3-0 se închidea totul. La 3-0 nu mai aveam emoții, așa? Orice se poate întâmpla. Lansat aici Florinel Coman, nu e offside. Bună preluarea lui Coman. Coman întoarce bine, Coman. Coman! Cu totul și cu totul altceva. Recuperăm aici Alibec. Călcâi pentru Olaru. Olaru, a treia șansă pentru el să puncteze. Olaru nu-l mai iartă pe Căbuz. Nu-l mai iartă pe Căbuz. Este 3-0 pentru FCSB. Iar Olaru nu se bucură foarte tare, avem practic meciul ăsta în mână, nu are ce să se mai întâmple. Viitorul, antrenată de Mircea Rednic, cum spuneam, depășită total astăzi. Viteză are Coman în fața lui 4-0, Florinel!
Marinel, fostul jucător al Constanței, fostul jucător al viitorului, nu se bucură nici el foarte mult, ține minte de unde a plecat. 4-0 pentru FCSB, iar viitorul trebuie să aibă grijă să nu mai primească gol. Al 13-lea gol pentru Coman în Liga 1. Sperăm ca în sezonul viitor de UEFA Champions League lucrurile să meargă mai bine pentru noi. Am dat într-adevăr de o echipă extrem de grea, de Real Madrid. Asta este Ali Bek. Denis! E 5-0, minutul 70. Ce are viitorul? Mie nu vine să cred ce se întâmplă cu viitorul Constanța. Total depășit, Denis Mann cu câtă lejeritate trece acolo. Iar Căbuz este nevoit să scoată pentru a cincea oară mingea din poartă, al 8-lea gol pentru Denis Mann. Da, mulți se vor întreba, oare la ce dificultate joci? Joci la amator, la semi-pro, eu știu la ce. O să vedeți după meciul acesta la ce joc. Păun! Oh, ce execuția lui Păun, dar totuși e greu să-l învingi de acolo pe Căbuz. Nu e un portar rău deloc. Denis Mann ridică pentru Păun, din nou Căbuz, cât de bine șutează Păun cu stângul. Căbuz, o nouă intervenție, haide să revedem. Denis Mann ridică mingea pentru Păun, șutul acestuia cu efect destul de greu acest șut. Panțărâ cu capul. E greu pentru viitorul. Iată, îi vedem și pe ei, parcă nu se regăsesc, nu știu ce să mai facă, mingea stă foarte, foarte puțin la ei. Păun. Noi stăm totuși destul de sus. Viitorul nu găsește soluția de pasă. Ciobanu introdus în locul lui Ivanov. Sincer, mă așteptam să văd pe Ciobanu titular, nu l-am văzut. Probabil Remnic încearcă și alți jucători. Bălașa. Până la Panțăru. Panțăru, mai departe la Coman, mingea este ținută foarte bine acolo, Coman, încearcă o super execuție, dar nu iese. E normal la 5-0 să încercăm și astfel de execuții, avem tot dreptul, ne permitem să facem spectacol. Viitorul, iată din nou pierde mingea foarte, foarte ușor acolo la mijlocul terenului, fără faul, n-are rost să ne complicăm și să luăm vreun cartonaș roșu. O șansă de a da golul de onoare pentru viitorul Constanța aici. Ciobanu pierde acolo. Și acum Olaru, șansă de contraatac pentru noi. Un ultim atac al nostru. Păun, avansează bine Păun. Pentru Denis, care nu iartă, iar Păunul este egoist. 6-0 pentru FCSB. Se termină. Astfel, această partidă reușim o victorie importantă de moral înaintea meciului cu Universitatea Craiova, care este decisiv totuși pentru noi. Sunt foarte curios să vedem ce va face și Dinamo. Vezi pe un, cum a stat Denis Mann acum în spate, dacă țineți minte în episodul trecut. Așa i-a pasat Ali Bek lui, sau Pușcaș lui pe un, dar acesta a fost în offside. 6-0! Victorie clară pentru noi. Denis Mann reușește să marcheze 3 goluri, hat-trick pentru acesta, un hat-trick foarte important pentru el. La 0-0 viitorul a avut ocazie mare, rău de tot, n-a reușit să marcheze și iată că s-a venit 6-0 pentru noi. Doamne, ce rezultat! Haideți să vă arăt cum stă treaba, nu? Unde era asta, așa, aici la settings. Legendarii 5 minute, cum am jucat de fiecare dată, nu se face nicio modificare, Soiledis, ce ai mă, tată? Bun, nu m-am uitat să citesc ce vrea Soiledis, mergem la meciul, opa, stai așa, suntem la un punct în spate Dinamo, dar aceasta n-a jucat și are meci cu CFR, CFR-ule, te rog, încurcă Dinamo a bătut pe Craiova. Craiova bate viitorul. Nu, stai că m-am dus departe aici. Dinamo are cu Craiova. Să vedem ce se va întâmpla în acel match, foarte, foarte interesant de altfel.
Dinamo egal cu Universitatea Craiova, da. Egal cu Craiova, bun. E bine, pentru noi e și mai bine. Revine Cristea, pentru că a fost suspendat din punct. A avut, cred că, cumul de cartonașe galbene, nu cred că a avut roșu. Bun. E bine pentru noi. Simulăm aceste antrenamente. Mergem mai departe la meciul cu Universitatea Craiova, care va fi unul extrem de important. Băieților, haideți să ne concentrăm, haideți să câștigăm meciul ăsta. Craiova se mai luptă pentru locul 4, loc de Europa. Va fi greu, va fi foarte greu. Se mai întoarce cineva. Budescu revine. Trebuie să facem și lotul naționalei. FIFA World Cup 2020. Da. Haideți să vedem puțin cum stă treaba în clasament. Dinamo 44 de puncte, noi 42, CFR 40. E luptă încinsă la titlu. Dinamo are cu Viitorul meci ușor. După noi avem la Sepsi. Dinamo are și ea la Sepsi. Noi cu CFR, Dinamo. Și după aia noi cu Dinamo. Da, meciuri grele, meciuri grele. Dar iată că CFR-ul are și cu Dinamo acum. Astăzi are cu Dinamo. CFR cu Dinamo, dacă Dinamo pierde, va fi foarte dificil pentru ea. Noi jucăm cam cu aceeași echipă, doar că aici vreau să-l bat pe Moruțan. O singură modificare facem. Doar atât. Dragoș Tismăneanu, arbitru. Derby din nou în Liga 1, FCSB Universitatea Craiova. Craiova joacă ultima șansă pentru a prinde un loc în Europa, să vedem dacă vor reuși să facă față furiei roșu-albastre. Noi venim după o victorie senzațională cu Viitorul Constanța, 6-0 la Ovidiu. Dar acum jucăm pe propriul teren, pe arena națională, împotriva Universității din Craiova. Trebuie să câștigăm. Suntem atenți și la cealaltă partidă, CFR și Dinamo, care sperăm să se termine cu măcar un rezultat de egalitate, dacă nu să bată CFR-ul Nedelcu. Până la Tănase, Tănase încearcă pentru Coman, nu reușește. Constantin s-a apărat bine, Vlădoi acum. Vlădoiu foarte aproape să piardă acolo, o pasă bună la Colici, dar Moruțan se repliază foarte bine. Pasă de pentru Coman, ce gol! Ce gol! Minunăția lui Coman! Minutul 6. Jucătorul nostru, Florile Coman, jucătorul cu numărul 7, deschide scorul. Gol FCSB-ul! Să vedem replica Craiovei. După acest Eurogol, Dumnezeule, ce a fost? Ce șut! Ce șut prinde Coman! S-a încălzit în meciul cu Viitorul, a avut câteva șuturi greșite. Aici Panțărul avansează. Urcă Panțărul, pleacă și Tănase. Să vedem Panțărul ce face. Încearcă să treacă de unul singur, dar nu reușește. Nu reușește, nu-i nimic. Aproape de recuperare aici. Craiova condusă cu 1-0. Colici. La Cicâldău. De Carol Colici. Blocat bine de Radu Ștefan. Jucător cu experiență. Jucător cu mulți ani în Serie A. Capitan la Lazio. Iată ce face experiența, Moruțan. Pușcaș. Tănase avansează din nou, șansă pentru noi, Tănase. Tănase la Pușcaș. Nu reușește acolo. Popescu degajează. Jocul lăsat să continue de arbitru. Bayram ține mingea în teren. Parcă l-am avut și noi vreo 6 luni pe Bayram, nu? Dar nu ne-a convenit și l-am trimis înapoi la Universitatea Craiova. Bălașa avansează. Bălașa, Pușcaș. Tănase încearcă și el, își încearcă și el norocul, este corner pentru noi. Vede un galben Pușcaș, da,
cam ușor acordat cartonașul ăsta galben. Într-adevăr a fost fault ăla acolo, dar în fine, nu mai contează, noi trebuie să ne vedem în continuare de jocul nostru. Vine centrarea lui Denis Man, Pușcaș, se luptă acolo, nouă centrarea lui Denis, resping oltenii, să vedem dacă vor păstra posesia, da, o păstrează prin Colici. Colici nu prea are unde, joacă în spate cu Bancu, Bancu la Mateiu, Mateiu până la Căpățână, avansează acesta, Căpățână, Cicâldău, bună pasă pentru Bărbuț, însă arbitru oprește jocul. Dragoș Tismăneanu, cred că s-a pripit la această fază. Nu știu dacă este pe placul oltenilor. Denis Man. Calm Denis pentru Pușcaș. Avansează George Pușcaș. George Pușcaș. Așteaptă sprijinul lui Tănase, dar pasa este blocată. Senzațional. Aici din nou Radu Ștefan. Ține bine acolo de balon. Moruțan. Din prima la Tănase, Tănase, vine șutul lui Moruțan peste poartă, șansă de 2-0 pentru FCSB. Scapă Popescu, dacă mingea prindea cadrul porții, era foarte greu pentru acesta. Tănase se luptă, nu câștigă de la cap, Craiova stă bine pe jocul aerian, îmi place de Craiova, Bairam acum. Vine Romario Benzar, Bairam avea șansă să intre în careu, acolo Benzar îl blochează bine pe acesta. Ei, dar se dă fault, se dă fault, așa consideră arbitrul, cum spuneam, Craiova stă bine la jocul aerian și iată ce gol! Gol superb marcat și de Craiova! Bătălia eurogolurilor în acest derby! Cine a fost Bărbuț, cred că este forfecă senzațională lui Bărbuț, iar scorul este 1-1! Gol Bărbuț, da! Senzațională reușită acestuia. Bărbuț vine și el. Golul cu numărul 6, iată. Ce execuție frumoasă și a lui Bărbuț. Prima ocazie a Craiovei, iată, se transformă în gol. Tănase așteaptă sprijinul. Coman. Coman încearcă la Tănase, nu reușește din nou. Craiova are șansa aici. Am luat golul ăsta pe niște erori, eu zic că de arbitraj acolo. Nu știu dacă a fost faul niciodată. Nu cred eu că a fost faul acolo. Parcă s-a văzut mingea cum se duce. În fine, decizia arbitrului a fost luată. Aici Mateiu trece superb. Colici, Colici, Lazar! Ne salvează Lazar! Senzațional! Acum Coman greșește a doua pasă consecutivă Florinel. După acel eurogol, iată, Florinel vine cu erorile. Bărbuț se descurcă superb. Din nou Radu Ștefan, aici Tănase, până la Moruțan, Olimpiu, avansează, îi pasează lui Pușcaș, Tănase, pleacă Coman, nu cred că este offside la Florinel Coman, Florinel este offside, da, asistentul ridică până la urmă fanionul. Și are dreptate, aoleu! Țin să-i dau dreptate totuși, țin să-i dau dreptate arbitrului. Ah, mi s-a părut și mie offside. Deși grafica ne-a arătat acolo că e ceva milimetric. Milimetric, ce pasă bună pentru Bărbuț, Lazar, încă o intervenție. Încă o intervenție senzațională la portalul nostru și acum declanșăm contraatac cu Moruțan pentru Florinel Coman. Coman încearcă preluarea. Haide Pușcaș acolo, mai rapid, mai rapid Pușcașe. Mai rapid te vreau. Craiova pare că a pus stăpânire oarecum pe joc, două ocazii mari după ce au reușit egalarea. Și avem norocul Lazar că ne scoate. Un minut de la margine. Un minut arătat până la finalul acestei partide. O pasă bună. Craiova din nou Lazar. A câta intervenție. A treia, senzațional portarul nostru. Și se termină prima repriză. 1-1, dar Craiova... sincer, merita să aibă avantaj. Dinamo însă conduce pe CFR. Nu e bine pentru noi. Știi ce o să fac? Fac asta. Fac lucrul ăsta. N-am ce să fac, trebuie să jucăm așa. Îl bat pe Mățan, lași și pe Coman acolo.
scos Moruțan, probabil va ieși și Pușca, așa are galbenul ăla, nu vreau să risc absolut nimic. Nu e faul, nu e faul, nu e faul, nu e, nu, 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 nu. Bărbun supărat, dar nu cred că are dreptate aici, haideți să revedem. Haideți, no, nu se mai, nu mai revedem, gata, hai că nu mai revedem, dacă nu mai vrea regia. Nu revedem această fază din nou, un duel aerian, câștigă Craiova. Bălașa, nu e Nedel cu care blochează foarte bine și acum Tănase, Tănase. Până la Mățan, băgat aici să-l alerge pe Vlodoiu, Mățan, superb, superb Mățan. Dar se complică, se complică și pierde. Minutul 50 și în continuare 1-1 între Universitatea Craiova și FCSB per Național, Coman. La Mățan. Mățan, bine la Tănase, doar acesta nu vine acolo în sprijin și nu va ajunge la balon, blochează Romario Benzar. Șters astăzi însă Denis Mann după acel hat-trick cu Viitorul. Lăsăm bine mingea aici, Pușca și mai departe la Tănase, il capitano bără, of, din nou șansă mare pentru noi, Tănase. Lovește stâlpul din stânga apărat de Popescu, scapă Craiova aici. E rândul Universității să scape bazma curată după o șansă mare de gol. Cum spunea asta foarte bine Craiova la jocul aerian. Avem posesia însă acum. Tănase, Denis Mann, Pușcaș. Pușcaș, din nou la Denis. Denis nu se grăbește, îi pasează lui Pușcaș, însă nu reușește acesta să intre acolo. Bine blochează Bălașa. A trecut și el pe la Craiova, Mățan, Pușcaș, Pușcaș, e fault, e fault, e fault, e fault, haide, 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 Dragoșe, Doamne Dumnezeule, faze asemănătoare pentru Universitatea Craiova, s-a dat fault fără să se mai clipească, e, acum vine rândul nostru și nu-l primim, Bărbuț, Bărbuț aproape acolo să dea o pasă decisivă, Craiova periculoasă. Pentru noi ar fi un egal, ar fi dureros, sincer. Să nu mai vorbesc de o înfrângere care ne-ar scoate, cred că, din lupta pentru titlu. Panțelul recuperează și declanșă contraatacul. Pleacă Coman, pleacă Mățan, pleacă și Pușcaș. Să vedem ce face Panțelul. Dumnezeule! Ce pasă greșită dată de Panțelul. Minutul 65 al partidei. În continuare, 1-1 între Universitatea Craiova și FCSB aici pe arena națională. Radu Ștefan cu Bărbuț. Bărbuț nu poate trece de Radu Ștefan. Panțelul. Bună pasă la Tănase, avem aici superioritate, un 4 contra 3, să vedem, îl preferă pe Denis Mann, Denis Mann. Denis greșește și Denis, evoluție slabă a lui Denis astăzi. Evoluție slabă, venit cu modificări. Mai avem dreptul la două modificări, intră Alibec, intră... Cine să mai intre? Păun. Așa joc. Așa joc, n-am ce să fac. Îl mut pe Tănase în bandă dreapta, a mai jucat acolo. Benzar ține bine acolo, ține bine, aruncare de la margine pentru Craiova. Facem două modificări, iese și Pușcaș, sincer, și Pușcaș și... și cu Denis Mann ieșiți din joc, pe un Coman! Nu e offside! Nu e offside, pe un la prima atingere de balon, asist pentru Coman! Suntem din nou în lupta la titlu! Suntem din nou intrați în lupta la titlu! Nu știu ce se întâmplă la Cluj, dar dacă scorul este de la pauză, era 1-0 la pauză pentru Dinamo, nu cred că s-a întâmplat până acum ceva. Coman 2-1 și asta e bine! Popescu nu se mai poate opune șutului din prima lui Mbappé de România, al 14 sau 15, al 15-lea gol pentru Coman, minutul 72, din nou schimbare inspirată. Denis Alibec face și el, cred că, un faul de galben, nu cred că îl va ierta Dragoș Tismăneanu. Alibec recuperează, s-a luptat bine Alibec, Păun pentru Coman, Coman, scoate Popescu, din nou un șut bun, Coman, cred că simțea că va pierde acolo teren. Să-l vedem aici pe Radu Ștefan în blocaj, și trebuie să avem grijă. Ar fi bun un faul de joc, ar fi bun un faul de joc, îl face bine Radu Ștefan.
Îl face bine Radu Ștefan, vede galbenul, dar nu asta e o problemă. Iată ce nervi întinși la maxim se vede acolo pe echipul jucătorilor. Va fi un final incendiar, Cicâldău, Lazar din nou, nu s-a terminat faza. Și nu e faul, nu. Ei, este corner în schimb, din nou Lazar, merită nota 9,5 cel puțin, iată-l pe Lazar, intervenție din nou superbă a goalkeeperului nostru. Trebuie să fim atenți la colțul scurt în plasa laterală, gol turcesc în aceste momente, Dumnezeule, un meci frumos cu ocazii de o parte și de alta, Radu Ștefan, panțărul. Orice eroare se va plăti în aceste momente. Nedelcu pleacă Alibec. Ei, dar nu l-a scos pe Denis Man, Dumnezeule. Nu l-a scos pe Denis Man. Ai, l-am scos pe Tănase. Acum am observat că l-am scos pe Tănase. Iată aici Craiova, Radu Ștefan, stă bine. Stă bine, minutul 83. Trebuie să ține mingea cât mai mult în posesia noastră. Pleacă Alibec pe un, însă nu se grăbește. Coman! Din nou Popescu! Șut bun al lui Coman! Portarul Oltenilor este și el în formă, la fel ca Lazar al nostru. Iese Bayram de pe teren. Se joacă la Mățan. Acesta la Radu Ștefan. Nu trebuie să ne complicăm pe acest final. Denis Alibec, Coman, Nedelcu, un blocaj și iată Craiova pleacă pe contrata. Coman vine să susțină, reușim însă să avem posesia și trebuie să o ținem până la final, tati. Denis Man, minutul 90 al partidei, Nedelcu, 3 minute de la margine. Nu e tocmai ok ce facem, dar nu riscăm să primim gol, Nedelcu. Craiova nu atacă. Panțărul vede pe Alibec. Alibec în blocaj. Faultează Denis. Faul dur al acestuia. Vede galbenul cu siguranță. Dacă nu cumva cartonașul roșu. Haide să vedem ce decizie va lua arbitru. Timpul s-a cam dus. Cred că mai sunt doar 10 secunde. Alibec vede doar cartonaș galben. Da. Mai puțin de 10 secunde s-a terminat această partidă. Arbitru ar trebui să pună punct final. Și asta face victorie mare. Victorie mare pentru noi. Câștigăm cu 2-1. Împotriva Oltenilor. Rămânem acolo sus. Sunt foarte curios ce a făcut CFR-ul cu Dinamo. Oare am trecut pe prima poziție sau rămânem în continuare pe locul 2 și ne distanțăm de CFR? Florinel Coman și Bărbuț cu eurogoluri. A fost un meci superb. Asta e bine. Dinamo bate cu 2-1 pe CFR. Ah. Deci probabil meciul decisiv se va da între noi și cei de la Dinamo în ultima partidă. În ultima partidă din acest sezon va fi nebunie, trebuie să avem mare, mare grijă. Nu știu, până atunci mai avem cu Sepsi și cu CFR, dacă nu mă înșel, nu? Iată Dinamo în continuare la 2 puncte în fața noastră. Deci mai avem, da, cu Sepsi și cu CFR, jucăm finala cupei cu Argeș și după vine un meci extraordinar de greu. Noi vom juca așa, cred că jucăm în episodul viitor cu Sepsi, cu CFR și cu Argeș în funcție de ce se întâmplă în campionat în astea două etape până la meci cu Dinamo. Dacă e meci decisiv, îl lăsăm pentru ultimul episod din acest sezon, să zic așa. Da, prieteni, aici se termină episodul. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Nu uitați să dați un like acestui episod dacă vreți în continuare astfel de clipuri. Follow pe Instagram Mircea Domicristian. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final. Respect, până data viitoare. Toate cele bune. Pa, pa!